Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment, dar și în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de analiză, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, se pare că a început citirea. La baza pachetului avem un 5 de cupe, 2 de cupe, 5 de spade. Cineva aici care regretă o nedreptate care s-a făcut într-o relație, într-o colaborare. Pe de altă parte, e ca și cum poate ți este, nu știu, teamă sau ai o părere de rău în legătură cu o situație conflictuală în care poate ai fost. Da? Unii e ca și cum ziceți, băi, îmi pare rău de această relație, îmi pare rău de această colaborare. Însă, uite, este un moment în care poate ar trebui să lași trecutul în urmă și să te uiți spre ceea ce ai în acest moment lângă tine. Avem diavolul, o legătură cu zodia Capricorn, deci poate să fie aici un moment în care te concentrezi mult pe plăcerile tale, pe pasiunile tale. De asemenea, văd aici că te afli într-o perioadă în care vrei să deții controlul aproape total asupra unei situații. Dar pentru unii simt aici foarte puternic și o conexiune toxică. Da? Apoi avem Marea Preoteasă, niște secrete pe care le afli. Dar aici Marea Preoteasă poate să însemne și un moment în care te decizi să studiezi ceva, să te retragi în tine, să te concentrezi foarte mult pe sufletul tău. Hai să vedem diavolul ce zice. Judecata, asul de monede. Da? Poate să însemne și un moment aici în care te hotărăști să te concentrezi pe partea materială a lucrurilor, dar poate să însemne și o dovadă fizică palpabilă pe care cineva ți-o oferă în legătură cu o situație. Ce mai văd aici este că ești pregătit în acest moment să mergi pe un nou drum. Da? Într-o nouă etapă. E o conștientizare aici foarte puternică pe care o ai. Dar este clar că ești pregătit să te eliberezi de ceva toxic. Pentru unii poate să însemne aici și un stil de viață mai sănătos sau poate chiar o alimentație mai sănătoasă. Să vedem Marea Preoteasă. Turnul, 10 de monede, 4 de spade. Pentru unii are legătură aici, uite, cu un eveniment neprevăzut care are loc cu care are legătură cu familia, casa. Pentru unii pot fi niște dezvăluiri destul de surprinzătoare de la cineva din jur. Da? Poate să fie și o dezvăluire surprinzătoare legată de ideea de casă, de familie, ideea de stabilitate. Unii poate aflați niște secrete de familie. Doi de cupe, pajul de bâte, nouă de bâte. Reușești să-ți învingi o teamă? Dar văd totuși aici un moment în care ești foarte mult pus pe gânduri în legătură cu niște informații pe care le afli. Uite, avem șase de bâte, deci o victorie, o bucurie. Are legătură cu cineva care este în așteptare, fie așteaptă un răspuns, fie persoana aceasta așteaptă un anumit lucru de la tine. Avem 3 de cupe, 3 de spade. Poate avea legătură, știu eu, cu a treia persoană. Hai să vedem în continuare. Avem 10 de spade.
Este un moment în care te simți puțin pus la pământ, poate este un moment în care gândești prea mult sau e ceva aici care e foarte puternic pentru tine, e ceva care simți tu că te apasă foarte tare. Iar apoi avem soarele. Uite, deci după un moment aici neplăcut, răsare soarele în viața ta. Poate să însemne și o bucurie mare pe care o ai, un succes. Soarele poate să însemne și o eliberare pentru tine. Hai să vedem 10 de spade. Și avem așa, 9 de bâte, pajul de bâte, 2 de cupe. Este o oarecare teamă sau oboseală aici privind un nou început, privind un nou contract, un nou mod de a acționa. Dar mai văd aici și pe cineva care se simte destul de obosit, fie din punct de vedere psihic, fie este o oboseală aici care, știu eu, vine din ideea de a aștepta. Cumva cineva a obosit să aștepte. Asta văd eu foarte clar. Da, și avem luna, deci luna, lumea, deci este o situație aici în privința căreia nu prea vezi lucrurile clar. Hai să vedem soarele. Asul de bâte, 6 de spade, regina de bâte, 9 de spade. Asul de bâte, 6 de spade, regina de bâte, 9 de spade, interesant. Poate are legătură aici cu un nou drum pe care mergi, poate are legătură și cu o veste de la drum, poate e ceva pentru unii legat de o afacere sau legat de o pasiune mare. Dar mai văd aici o veste extraordinar de bună de la o femeie energică, plină de viață, este o femeie independentă. Uite, dacă ești femeie, succesul ăsta, bucuria asta, îți poate aduce independența, încrederea în tine, îți poate aduce curaj, îți poate aduce bucurie, poftă de viață. Patru de bâte, patru de monede. E ceva care îți aduce stabilitate, încredere, repet, și e ceva ce vei petrece. Mai vreau o carte. Pajul de spade avem aici. Pajul de spade. Este clar aici vorba despre o curiozitate foarte mare pe care tu o ai. Dar succesul ăsta, bucuria aceasta poate să-ți aducă foarte multe persoane în jur, pentru că soarele înseamnă succes, mai ales cu regina de bâte, este vorba despre a străluci pe o scenă, este vorba de a ieși în evidență. Poate este o prietenă sau cineva din jurul tău care îți dă o veste bună. Dar uite, și din punct de vedere financiar, dacă aștepți un răspuns, acesta e pozitiv. Hai să vedem. Surpriza e temperanța și 8 de bâte, o legătură cu un săgetător. Surpriza are legătură cu faptul că lucrurile se liniștesc, se clarifică mult mai repede decât te aștepți. Poate are legătură cu o împăcare de care auzi sau poate chiar surpriza are legătură cu o întâlnire pe care o ai cu o persoană dragă ție. Hai să vedem temperanța ce zice. Pajul de cupe, cavalerul de bâte. Surpriza are legătură cu o persoană mai tânără sau surpriza are legătură cu o veste extraordinar de bună care fie are legătură cu o împăcare, fie cu o vindecare. Diavolul, împăratul, deci e cineva aici care ia atitudine, care e foarte sigur pe el. Este o veste bună care apare cu viteza luminii și care are legătură cu o împăcare sau cu ideea de a te revedea cu cineva. Hai să vedem 8 de bâte ce spune. 2 de monede, 7 de bâte. Pot fi vești care vin din două părți. Da? Poate să fie vorba și despre un succes aici care îți dă o încredere în tine și care în același timp te face să
și o să fii prins în două direcții, dar uite, avem 9 de cupe, nebunul și justiția. Da? Și justiția. Multe emoții, un nou început, poate legat de acte, poate are legătură cu ideea de a face dreptate. Patru de bâte. Da, surpriza are legătură, uite, cu o petrecere la care mergi. Da? O petrecere la care mergi. Avem împărăteasa, 9 de monede, cavalerul de cupe. Poate surpriza are legătură și cu dragoste, și anume că mai apare cineva în viața ta care o să te pună pe gânduri și nu o să știi ce să alegi. Hai să vedem și tarotul meu ce spune cu surpriza asta, că este o surpriză foarte frumoasă din ce văd eu. Da? De surpriza are legătură cu o persoană care poate nu e stabilă financiar, poate e în depresie, poate persoana asta e supărată, da? Se simte abandonat. Și uite, ești lăudat, onorat. Deci, poate e vorba despre tine, că poate dintr-un anumit punct de vedere, poate nu te simți bine și atunci apare această veste bună. Ești lăudat, onorat. Avem o invitație și o veste bună. Surpriza are legătură cu invitație pe care o primești, și cineva care îți propune un anumit lucru. Dar este clar aici și o veste extraordinar de bună pe care o primești. Da? Avem cununie, relație, scrisoare. Cununie, relație poate să însemne și o discuție privind o relație serioasă, dar mă pot gândi aici pentru unii dintre voi și la faptul că puteți să faceți o înțelegere cu o prietenă, cu cineva din familie, cineva din jur. Și avem aici casă străină și piedici sau obstacol. Cineva care îți face o invitație și care totuși te pune pe gânduri în legătură cu ceva anume. Avem un bărbat matur și o dragoste sinceră. Surpriza, eu cred că are legătură cu cineva care reușește să-și rezolve niște probleme. Da? Și surpriza de asemenea poate avea legătură și cu faptul că persoana aceasta, deși are această realizare, evită un anumit lucru. Hai să vedem ce zice acest oracol. Surpriza, uite, avem așa, o veche iubire, prietenie, internet și un rege de gheață. Un vechi prieten la care tu ții foarte mult și care e posibil să revină în viața ta, pentru că temperanța înseamnă și împăcare. Da? E cineva aici care vrea să dea la pace, asta e clar. Și este o persoană din trecutul tău. Surpriza, uite, avem bârfe, discuții, bani, noroc, finanțe. Surpriza poate avea legătură cu niște vești pe care omul ăsta ți le dă și care au legătură cu banii sau cu munca, cu partea ta profesională. Și avem așa o nouă iubire, o nouă persoană, un nou proiect, o nouă pasiune poate să fie. Avem libertate, familie, muncă. Mai vreau o carte. Avem așa. O regină de gheață, o femeie care fie se ocupă cu actele, fie este o femeie intelectuală, este o femeie care are totul bine pus la punct. Știe foarte bine ce își dorește, ce își dorește. Și avem aici uniune, relație serioasă, căsătorie.
o persoană care rezolvă ceva important, care ține și de bani, și de un contract, și de o colaborare. Și e cineva, uite, care se uită spre casa ta. Hai să vedem ce spune și oracolul meu. Avem eliberare în viitor, ascuns, lună, avem ziua de sâmbătă, o persoană vicleană, deci e cineva aici care te pândește, da, din umbră. Avem o femeie în vârstă, anotimpul de toamnă, bani puțin și supărare, luna ianuarie, cifra 1, zodia Capricorn, zodia Vărsător. Și ultimul mesaj e tehnologie, autenticitate, din nou zodia Vărsător. Da. E posibil aici să fie vorba despre cineva care poate are niște probleme pe partea asta de online. Da? Are poate niște piedici să rezolve ceva. Însă ce văd aici este ca o nouă etapă pentru cineva anume. Mai vreau o carte. Idee nouă, inițiativă nouă, zodia berbec, deci este exact cum am intuit eu, e ceva nou. Avem ce nu știi tu, vindecare, asteroidul Chiron, din nou vindecare, deci aici eu cred că e ceva din trecut, e ceva vechi. Și avem un nou început tânăr. Da, deci eu cred aici că pentru unii este despre a lăsa ceva vechi în urmă, ceva care nu mai funcționează, ceva ce nu-ți mai aduce poate împlinire, fericire și este despre a merge spre o nouă etapă în viața ta. Asta e clar, da? Clar. Și vreau să mai iau câteva mesaje, în special pentru cei care mi-ați rămas alături până la final. Avem proces și judecată, zodia balanță, o zi plăcută 22, ci este ceva cu mari emoții. Avem martie, un bărbat tânăr, aici avem cifra 3, zodia berbec, zodia pești. Și ultimul mesaj e galben, secrete. Da, aici eu cred că e și cineva care îți poate spune niște secrete, da? Care știu eu te pot ajuta. Poate aceste secrete, da, pe care le afli duc la această vindecare. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.